Să mă pace cu inima. Florin Elbi a venit să facă ceva cu corpurile fetelor și cred că o să și iasă. Bună dimineața! Neața, Dani, neața tuturor! Dani, astăzi vom face un antrenament metabolic, adică acea activitate prin care putem consuma un număr mare de calorii chiar și la câteva ore după terminarea efortului fizic. În general se lucrează exerciții complexe în care trebuie să fim foarte, foarte atenți pe fiecare mișcare. De ce? Pentru că odată cu eficiența acestui antrenament crește într-o oarecare măsură și gradul de risc atunci când lucrăm în sala de fitness. Fetelor, hai să arătăm ce avem de făcut astăzi. Și o să vreau așa, ganturile sus, în fața umerii, da? Vârful în exterior, cobor în genoflexiune, până jos, ridic genunchi pe revenire, din nou jos, la a doua revenire ridic brațele deasupra capului și din nou jos și la fel cu celălalt genunchi sus. Asta e. Revin și din nou un pic deasupra. Hai și din nou. Hai și un pic mai rapid, da? Astfel încât să antrenăm și aparatul cardiorespirator, da? Bine, răsucesc. Bun. Lucrez coapse, lucrez oblici, lucrez umerii, da? În general, în acest tip de antrenament se lucrează aproape toate grupele principale de mușchi. Asta e. Și din nou, sus, bine. Și jos și împing și ultima. Jos, ridic, jos și împing foarte bine, fetelor. Ok. Punem ganteră peste ganteră, astfel încât să avem greutate mai mare, da? Bun. Și o să vreau așa. Jos în genoflexiune, brațul jos. Aduc ganteră la lângă umăr. Pe ridicare mă răsucesc în fandare. Jos și revin cu ganteră lângă umăr. Și din nou, jos și sus. Și ridic și răsucesc. Foarte bine. Haide. Controlez, da? Foarte important să controlez fiecare mișcare, astfel încât să evit accidentările. Asta e. Ridic. Bine. Și din nou. Asta e. Împing. Hai să schimbăm și brațul, da? Și partea. Și. Hai, Amalia. Jos. Ridic lângă umăr. Răsucez. Foarte bine. Hai. Jos. Și. Bine. Menține poziția de fandare. Încearcă să nu atingi cu genunchiul jos la spate, da? Altfel o să faci apă la genunchi. Crede-mă. Hai, și răsucesc, asta e, foarte important să flexez ambii genunchi atunci când merg în fandare, da? Și întind cotul deasupra capului atunci când împing gantera sus. Stop, ne oprim. Fără gantere. O să vreau așa. Încrucișăm de două ori, rămân îndepărtat, palma jos, arunc și mă îndrept. Și din nou, haide, și încrucișez, mă opresc, palmele jos, arunc înspre înapoi, sus și din nou, haide, hop, hop. Jos, asta e, ține abdomenul controlat și hop, bine, Amalia, hai, jos palmele, arunc, bine, și hop, bine, inspir, expir, da, și ultima, haide, hop, foarte bine, jos, arunc, bine, un exercițiu mai avem pe vertical, cu o singură ganteră, ochii la mine, în viteză, ca și cum aș vrea să lovesc un copac cu un topor, da, răsucesc și revin pe fandare, la fel în partea cealaltă. În dreapta pornim, haide, și răsucesc pe fandare mult. Apropii, apropii la revenire, Amalia. Asta e, răsucește bine. Aruncă gantera în lateral, haide. Hop, foarte bine. Și ține trunchiul drept, nu te-a pleca. Acoperă cu umărul mult atunci când te răsucești. Și 2, și 1. Și respirăm, fetelor. Bun, ultimul exercițiu. Pe spate culcat. Am picioarele flexate, pun palmele pe sol, da? Ridic trunchiul, înțeles spre verticală, revin înșezând. Pulsez de 3 ori, sus, cu palmele jos, hai! 1, 2, 3, revin, împing și înșezând și pulsez. Foarte important, călcă ele sus atunci când sunt înșezând, astfel încât să lucrez foarte, foarte bine tot platul abdominal pe crunch-uri, da? Hai! 3, 2, 1 și împing. Hai, sus, asta e. Și 3, 2, 1 și ultima, Flavia, asta e. Și jos și 3, 2, bine, Amalia, și respirăm. Bravo, fetelor!